Da, și noi suntem parte acestei biserici internaționale pentru că Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos a ajuns și la noi. Slăvi să fie El! Dimineața aceasta aș vrea să ne uităm împreună la secretele creșterii unei biserici, secretul dezvoltării armonioase, sănătoase a bisericii Domnului Isus Hristos. V-ați întrebat vreodată ce face o biserică sănătoasă? ce o face să crească? Care este, așa zis, secretul, dacă este vreo unul. Există o mișcare în Occident, Friendly Seeker se numește cumva, e biserica aia foarte prietenoasă cu căutătorii, cu cei care încă nu-L cunosc pe Domnul, fără să le spună nimic care ar putea să-i supere. Sau câteodată se cultivă relevanța de dragul relevanței, câteodată popularitatea pastorului sau o trupă muzicală excelentă sau programele atractive pentru tineri, pentru copii, ce face o biserică să se dezvolte sănătos în termenii biblici? Deschideți, vă rog, împreună cu mine Biblia la Cartea Faptele Apostolilor, unde de altfel suntem duminică de duminică, și vom citi din capitolul 11, de la versetul 19, până la versetul 31. Pentru cei care urmăriți în traducerea Dumitru Cornilescu, pagina este 1070. Faptele apostolilor, capitolul 11, începând cu versetul 19. Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan, au ajuns până în Fenicia în Cipru și în Antiohia și propăvăduiau cuvântul numai iudeilor. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-a propovăduit Evanghelia Domnului Isus. Mâna Domnului era cu ei. Și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până, în, până la Antiohia. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inimă hotărâtă alipiți de Domnul. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință și destul de mult noroc s-a adăugat la Domnul. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul și când l-a găsit l-a adus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru prima dată, pentru întâia dată ucenicilor, li s-a dat numele de creștini în Antiohia. În vremea aceea s-au coborât niște proroci din Ierusalim în Antiohia. Unul dintre ei, pe nume Ahab, s-a sculat și a vestit prin Duhul Sfânt că va fi o foamete mare în toată Iudeia. Și a și fost în adevăr în zilele împăratului Claudius. Ucenicii au hotărât să trimită fiecare după puterea lui un ajutor fraților care locuiau în Iudeia, ceea ce au și făcut. Și au trimis acest ajutor la prezbiteri, prin mâna lui Barnaba și a lui Saul. Amin. Însoțiți-mă, vă rog frumos, în această rugăciune. Doamne, am deschis scripturile acum înaintea noastră. După ce prin închinare am lăsat ca inima noastră să se alinieze cu a ta. acum suntem gata să auzim ceea ce tu vrei să spui bisericii tale. Dar nu este biserica din Antiohia, nici cea din Ierusalim, specifică secolului I, este biserica ta de aici, din Galați, în secolul 21. Biserica pe care tu ai câștigat-o, Hristos, cu sângele tău. Și, Doamne, ne-am adunat în această dimineață și am vrea să te auzim pe tine. De aceea te rog, lasă-L pe Duhul Sfânt să ne descifreze Scripturile. Și apoi lasă-L pe Duhul Sfânt să ia adevărurile tale veșnice, și să transforme inimile noastre. Îți mulțumesc pentru ceea ce vei face, Doamne. În numele Domnului Isus Hristos. Amin. Secretul creșterii unei biserici. Uitați-vă, vă rog frumos, la versetul 21. Mâna Domnului era cu ei. E foarte important ca în ceea ce facem mâna Domnului să fie cu noi. Câteodată mâna Domnului poate fi împotriva noastră, să știți. Și nimic și absolut nimeni nu poate sta împotriva mâinii lui Dumnezeu. Dar este o mare binecuvântare atunci când mâna Domnului este peste biserica sa, peste lucrarea sa. Mă uit la textul acesta și văd mai multe caracteristici, de fapt, ale unei biserici care crește. Prima caracteristică, de la versetul 19 la versetul 20, Biserica care crește face evangelizare. De fapt, aici avem începuturile bisericii din Antiohia, din Antiohia Siriei. Cei ce se împrăștia, să răspune versetul 19, din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan, au ajuns până în Fenicia. Dacă vă uitați în harta următoare, vă puteți forma așa cât de cât o idee, în Cipru și în Antiohia, și propovăduiau cuvântul, dar uitați-i pe oameni ce perspectivă limitată au, predicau numai iudeilor. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena care au venit în Antiohia și au vorbit grecilor, eleniștilor și le-a propovăduit Evanghelia Domnului Isus Hristos. V-ați gândit vreodată că prigoana, spre exemplu, sau circumstanțele neplăcute din viața noastră pot fi transformate într-o oportunitate ca Evanghelia să poată fi predicată și oamenii să fie mântuiți? Așa se întâmplă aici. După persecuția care a fost declanșată și apoi după moartea primului creștin martir Ștefan, ucenicii se împrăștie. Trebuiau să o facă înainte, dar câteodată noi răspundem numai când presiunea este foarte mare asupra noastră și au călătorit în Fenicia, în Cipru și ajung undeva mai în nord în Antiohia și oriunde ajung propovăduiesc evanghelia. Dar mă surprinde, în timp ce nu mă surprinde dacă pot să spun așa, faptul că oamenii nu de puține ori au o viziune limitată. Le spunem evanghelia doar celor care sunt ca noi iudeilor. Așa fac și cei împrăștiați. Merg în sinagogi, acolo unde se adunau evreii și citeau tora, legea și doar lor le predică pe Hristosul care este împlinirea legii pe care ei o citeau. Slavă Domnului pentru câțiva care sunt diferiți. Câțiva din Cipru și din Cirena, care realizează că viziunea lui Dumnezeu pentru omenire este mult mai largă. Nu doar iudeii trebuie să-l cunoască pe Domnul. Și astfel asistăm la o viziune extinsă care se transformă în misiunea transculturală. Unii dintre cei din Cipru și Cirena vorbesc eleniștilor. Nu știm cine sunt, sunt neidentificați. Unii, acești discipoli dar ei se transformă în adevărați eroi care au început prima misiune intenționată către neamuri, către neevrei, către cei numiți aici eleniști. Erau ei care vorbeau greaca, limba de circulație internațională a vremii. Și au început lucrul acesta cu cei din Antiohia. În Antiohia avem primul exemplu de creștini care vizează în mod intenționat neamurile. Am fost duminica trecută, weekendul trecut, de altfel, în Irlanda la o conferință care a avut loc pentru comunitatea de nord-vest, vreo 8 țări, care s -au, căror lideri s-au adunat împreună și apoi, duminică, am fost în Biserica Betania din Dublin. Sigur că mie mi-au dat o temă la conferința aia cu care nu m-am simțit deloc confortabil, se numea care sunt provocările bisericii românești din diaspora, eu care păstoresc o biserică din România. Cred că vă dați seama... Da, și la un moment dat unul dintre punctele pe care eu le-am atins în conferință a fost faptul că prima generație de români care emigrează în Occident de obicei vor să-și protejeze limba și cultura, dar copiilor și apoi nepoților nu vor mai face lucrul acesta. Și apare acolo o tensiune semnificativă pentru că limba vorbită de părinți nu mai este înțeleasă de către nepoți. Și biserica va trebui să se adapteze. Și am avut o surpriză extraordinară duminică dimineața când mi s-a cerut să predic în biserica românească în limba engleză. Le-am spus, eu vorbesc cu accent rusesc engleză, deși nu vorbesc rusă deloc. Da? Asta este situația, când te apuci de învățat o limbă străină, atunci când ai o anumită vârstă, nu mai ai acea abilitate sau eu n-am avut-o niciodată pentru limbi. Și la un moment dat, pastorul care conducea slujba, deci. Imaginați-vă că sala este mult mai mare decât a noastră, da? o biserică superbă, construită de români acolo. A vrut să facă cunoștință cu cei care vizitau pentru prima dată acea biserică și le-a oferit posibilitatea să spună de unde sunt. Și au început Argentina, Brazilia, bineînțeles Irlanda, Franța, Israel, uh, 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 Țări din Asia, îmi scap acum denumirile lor, Latvia și așa mai departe, și am văzut acolo o imagine extraordinară. Eu, în înțelegerea mea, este prima biserică românească din diaspora care înțelege că Evanghelia trebuie predicată nu doar românilor din diaspora, ci tuturor neamurilor care sunt acolo. Și pentru că greaca, între timp, a fost înlocuită cu engleza, nu? limbă de circulație internațională este un mijloc prin care îl poți duce pe Hristos. Dar aș vrea acum să mă mut în Antiohia cu dumneavoastră. Avem două imagini aici pe care le-am pus una lângă alta. Prima, cea din stânga, este o reconstrucție în 3D a orașului Antiohia, iar cea din dreapta surprinde câteva din ruinile a ceea ce cândva a fost marele oraș Antiohia. Oraș ce a fost fondat în anul 300 înainte de Hristos, de Seleucus I, unul dintre moștenitorii Imperiului lui Alexandru cel Mare. Acesta avea obiceiul ca oriunde ajungea să înceapă să construiască un oraș și să-l numească după tatăl său, Antiohus. Și realizează lucrul acesta de aproximativ 15 ori. Antiohia la care face referire textul nostru este în mod specific Antiohia Siriei, dar e capitala acelei provincii. În secolul I era un oraș de peste jumătate de milion de oameni. Imaginați-vă cam cât Galațiu și Brăila puse împreună, nu? Astăzi este un oraș în Turcia de aproximativ 3500 de locuitori. Strada principală a orașului acestuia era mai lungă de 6,5 km, era pavată în întregime cu marmură, fiind străjuită de o parte și de alta de coloane, cred că vedeți câteva dintre ele. Este situat orașul acesta la 480 de kilometri nord de, Israel, de Ierusalim și la 32 de kilometri de Marea Mediterană. Mulți l-au considerat ca fiind cel de-al treilea mai mare oraș din Imperiul Roman, după Roma și Alexandria. Antriochia este cunoscută pentru afaceri și comerț, pentru sofisticare și cultură, dar și pentru imoralitatea sa. Rivalizează, dacă vreți, cu orașul Corint, cu imoralitatea din Corint. E un fel de Las Vegas de astăzi. Reputația acestui oraș pentru imoralitate este sporită de cultul lui Artemis și Apollo care este undeva practicat la 5.000 de distanță de locul acesta, unde vechiul cult sirian al zeiței Astarte și al partenerilor este practicat, inclusiv prin ceea ce ei numeau prostituția ritualică. A este un oraș unde nu-ți imaginezi că te poți duce și să începi o biserică. În Ierusalim totul este despre religie, la Roma totul este despre putere. În Alexandria avem de-a face cu educația, cu partea intelectuală. Atena este locul filozofiei. În acest context se poate spune că Antiohia este despre afaceri și imoralitate. E un amestec a celor două. Greu de imaginat, greu de înțeles că acolo se poate merge să faci evangelizare. Când Evanghelia a ajuns la Corneliu, iar acesta a devenit un urmaș al Domnului Isus Hristos. Acesta a devenit foarte temător de Dumnezeu, respectându-l pe Dumnezeul lui Israel și trăind o viață pioasă, o viață morală. Când a ajuns, în schimb, Evanghelia în Antiohia, de fapt, Evanghelia a pătruns în mijlocul păgânismului vremii. Ierusalimul, când te gândești la el, este biserica mamă pentru cei din Israel, pentru iudei. Antiohia. Antiohia devine centrul creștinismului pentru lumea neiudaică. Va fi mai târziu, o să vedem în Faptele Apostolilor, capitolul 13, biserica care trimite primii misionari transcultural pe Pavel și pe Sila. Mă mut la cea de-a doua caracteristică pe care eu o văd aici, la o biserică care crește, care se dezvoltă, este cea care experimentează prezența Domnului. Mâna Domnului era cu ei. El, lucrul acesta este extraordinar. Și pentru că mâna Domnului era cu ei, spune versetul 21, un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Fiindcă Dumnezeu e cu ei. Lucrarea este binecuvântată și se multiplică, rezultând un mare număr care crede în Domnul nostru Isus Hristos. Dragii mei, când Duhul Sfânt coboară peste biserica sa, în acel moment mâna Domnului este peste acea comunitate și sute și mii de oameni sunt adăugați, adăugați bisericii. Noi câteodată avem tendința să credem că unde este o creștere numerică, este o lucrare a Domnului. Credem că cumva neapărat mâna Domnului este acolo, dar dați-mi să spun că nu întotdeauna este cazul. Probabil că vă amintiți de momentul în care Aron, fratele lui Moise, în cele 40 de zile de absență ale lui Moise, care este pe muntele Sinai să primească legea Domnului, se apucă și la presiunea mulțimilor construiește un visel din aur. Și peste două milioane de oameni se strâng în jurul acelui vițel, se închină, dansează în jurul lui și spun acesta este Domnul nostru. Dar nu oriunde sunt mulțimi. Este mâna Domnului. De Altă parte, unii spun a, dar pentru Dumnezeu nu contează deloc mulțimile. Important este să rămânem noi câțiva. Nu, pentru Dumnezeu Orice om contează, pentru că fiecare dintre noi am fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dar oriunde este mâna Domnului, oamenii se adaugă la împărăția lui Dumnezeu. O lucrare nu poate întoarce oameni la Domnul. Îi poate aduna împreună, dar ca să-i întoarcă la Domnul se întâmplă doar când mâna Domnului este la lucru. Poți să oameni în jurul unei personalități, fără mâna Domnului. Poți să atragi oameni la un club social fără mâna Domnului. Poți să atragi oameni la o biserică care între timp a devenit o instituție fără mâna Domnului. Dar nu poți niciodată atrage oameni la Domnul fără mâna Domnului. Expresia aceasta a crezut și s-a întors la Domnul și s-a întors la Domnul descrie foarte bine lucrarea pocăinței când mâna Domnului este la lucru, vezi oameni care sunt născuți din nou. Când mâna Domnului este la lucru, vezi oameni care sunt convinși de condiția lor păcătoasă și care se pocăiesc de păcatul lor. Când mâna Domnului este la lucru, viețile oamenilor sunt radical schimbate. Când mâna Domnului este la lucru, familiile sunt restaurate. Când mâna Domnului este la lucru, treziri spirituale au loc acolo. Și cumva citind textul acesta, vreau să vă spun că am fost frământat. Și în inima mea s-a născut această dorință care, despre care cred că e după voia lui Dumnezeu, aș vrea să văd în biserica noastră, în orașul nostru, în zona aceasta unde Dumnezeu ne-a așezat mâna Domnului la lucru. Mai e cineva care dorește lucrul acesta. Doamne, ajută. Dar nu ne dorim doar să adunăm oameni, nu acesta este rostul. Vrem să vedem oameni a căror vieți sunt transformate pentru că l-au întâlnit în mod personal pe Isus Hristos. Slavă lui că și asta schimbă viețile oamenilor. În al treilea rând, o biserică care crește, investește în ucenicizarea ucenicilor, credincioșilor. Uitați-vă de la versetul 22 la 24. Vestea că ceva se întâmplă în Antiohia, ajunge până la Ierusalim și de acolo îl vor trimite pe Barnaba. Și versetul 23 spune așa de frumos, când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inimă hotărâtă a lipiți de Domnul. Și urmează o caracterizare a lui Barnaba. Versetul 24. Căci Barnaba era un om de bine. Mai notați ceva? Plin de Duhul Sfânt. Și mai e ceva, și credință, și destul de mult norod, s-a adăugat la Domnul. Au trimis pe Barnaba. Biserica din Ierusalim trimite un om capabil acolo, cunoscut anterior pentru generozitatea lui și pentru faptul că, atunci când toți l-au respins pe Saul, Barnaba este cel care îl caută și îl face cunoscut fraților. Ori unde se întâmpla o trezire spirituală, vestea se ducea la Ierusalim. Acolo se aflau conducătorii bisericii, prezbiterii, apostolii. Barnaba este acolo cu ei, este fiul mângâierii sau marele încurajator. Da, și Barnaba este chemat să vină să analizeze lucrarea, să vadă ce e acolo. Este într-adevăr o trezire spirituală autentică sau este doar o mișcare socială? Și Barnaba realizează ceva. Când a văzut harul lui Dumnezeu, Barnaba se bucură de ceea ce vede acolo. Este o atmosferă în mijlocul acelei comunități care te face să spui: Domnul este aici. Dragii mei, în orice biserică în care se manifestă prezența lui Dumnezeu când pătrunzi, când ești acolo, deși poate nu înțelegi toate lucrurile, știi că ceva special este acolo. Mi-am amintesc că cineva a încercat să definească ce este ungerea Duhului Sfânt atunci când cineva slujește. Și el a spus, nu știu să o definesc, dar știu când o am și știu și când nu am. Când intri într-o biserică în care se manifestă harul lui Dumnezeu, știi că Domnul este acolo. I-a încurajat pe toți ca cu o inimă hotărâtă să rămână cu Domnul. Asta e misiunea încurajatorului Barnaba. Întărește Biserica. De fapt, acesta este planul pe care Dumnezeu îl dă în Efeseni, capitolul 4, de la versetul 11 până la 16, pentru Biserică. Acolo ai o echipă de prezbiteri care îi invitată de Dumnezeu să creeze un proces prin care toți credincioșii să, fie, să devină maturi, să devină ucenici care seamănă cu Isus Hristos. În al patrulea rând, biserica care crește are o conducere în echipă de la versetul 25 până la versetul 27. Dar de asemenea, așa ca un subpunct, n-am cum să văd aici, că este o biserică orientată pe darurile spirituale cu care a fost înzestrat fiecare. Barnaba și Saul, viitorul marele apostol Pavel, vor lucra împreună în Antiohia. Barnaba, fiul mângâierii, are nevoie de un învățător. El își dă seama că nu poate lucra singur, este o lucrare pe care o face Dumnezeu și are nevoie de cineva care atunci când descifrează scripturile, oamenii le înțeleg și credința lor este întărită. Observați dumneavoastră că așa a creat Dumnezeu lucrurile, că nu poate cineva face lucrarea lui Dumnezeu de unul singur. Fiii mângâierii sunt foarte bineveniți, dar ai nevoie și de învățători. Și numai când aceștia lucrează împreună, biserica, lucrarea lui Dumnezeu se dezvoltă în mod armonios. Dar spune că Barnaba a plecat la Tars să-l caute pe Saul. Tars este locul de origine a lui Pavel, a lui Saul. Și a amintit Barnaba că are un frate foarte prețios și are nevoie de el. Arnaba consideră că lucrarea la care el asistă e prea mare ca să o poată face de unul singur, așa că își caută nu un asistent, foarte interesant, își caută pe cineva căruia el să-i fie asistent. Și-l aduce aici pe Pavel ca să-l caute. Sensul aici e, dacă vreți, o persoană pierdută care nu mai știe nimic de ea, nu mai știi unde este, te duci și o cauți. Și acolo îl găsește pe eruditul Saul, pe marele învățător Saul. Un an împreună cu Biserica. Împreună Barnaba și Saul au învățat mulți oameni, întărind Biserica din Antiohia. Cam 12 ani se spune că ar fi stat Saul la Tars. În pregătirea pentru slujirea viitoare. Înțelegeți dumneavoastră că atunci când Dumnezeu cheamă pe cineva în lucrare, nu îl trimite imediat, e nevoie de maturizare, de creștere, de umblare cu Domnul. Asta este și situația Apostolului Pavel. Mă rog, l-am auzit pe Spurgeon, l-am auzit, l-am citit, spunând într-una din cărțile sale că Dumnezeu face să crească și castraveții, și stejarii. Castraveții, zicea el, ajung la maturitate în câteva săptămâni și apoi dispar. Stejarii ajung la maturitate în 50 de ani și apoi străbat secolele. Când Dumnezeu cheamă pe un om în lucrare, dați-mi voie să folosesc imaginea asta, nu are în vedere castraveții care cresc imediat ca să dispară, ci Dumnezeu investește în oameni care să devină stâlpi care să poată fi un reper pentru Biserica Domnului nostru Isus Hristos. Acesta este Saul, 12 ani, stă undeva în Tar și se pregătește. Și apoi, când vine în Antiohia, transformă orașul acesta într-un centru de predicare și de învățare. Devine primul centru misionar. Dacă îmi dați voie să prezint eu așa o imagine super generală, ca să nu spun generalistă, aș zice că Centrul de greutate de la Ierusalim se mută în Antiohia Siriei. Pentru că Ierusalimul nu înțelege misiunea transculturală, Dumnezeu nu rămâne rob unui loc, ci mută centrul său de greutate în Antiohia. Și de aici va trimite misionari care, care vor ajunge până în Europa. Și apoi centrul de greutate devine Europa care mai târziu va trimite misionari peste tot în lume, și apoi Statele Unite ale Americii, când Evanghelia ajunge odată cu formarea a ceea ce ne numește Statele Unite, iar astăzi, pentru cine are ochi să vadă, centrul de greutate al creștinismului nu mai este nici la Ierusalim, nici în Antiohia, nici în Europa, nici în Statele Unite. Centul de greutate al creștinismului este în ceea ce se numește Sudul Global, undeva în Asia, Africa și America Centrală. Acolo este o mișcare a Duhului Sfânt incredibilă. Biserica lui Dumnezeu crește. Înțelegeți, dumneavoastră, că dacă Dumnezeu face într-o vreme un lucru undeva, nu înseamnă că locul acela pentru totdeauna va fi locul în care Dumnezeu va lucra. E important ca oamenii de acolo să înțeleagă chemarea lui Dumnezeu. Un an împreună. Ucenicii aici în Antiohia pentru prima dată sunt numiți creștini. Aici în Antiohia Siriană, pentru prima dată li se spune celor care îl urmau pe Hristos creștini. A fost o poreclă. Până acum, până în momentul acesta, în cartea Faptele Apostolilor îi găsim numindu-se ucenici, sfinți, credincioși, frați, martori urmași ai căii nazarineni? Ei, aici în Antiohia, pentru prima dată în istoria creștinismului, oamenii poartă numele de creștini. Eusebiu, faimosul istoric al Bisericii Primare, descrie pe un creștin pe nume Sanctus din Lyon, Franța, care a fost torturat pentru Hristos. Iată ce spune el. În timp ce îl chinuiau cu cruzime, și așteptau să audă din gura lui o blasfemie sau un cuvânt rău. L-au întrebat cum îl cheamă. Iar el a răspuns: Eu sunt creștin. Ce naționalitate ai? El a răspuns: Eu sunt creștin. Din ce oraș ești? Eu sunt creștin. Cel care îl interoga devine tot mai mânios. Ești sclav sau ești om liber? Eu sunt creștin, a răspuns. Ucenicului Hristos. Nu conta ce întrebare îi se adresa, el avea un singur răspuns și a murit ca martir cu aceste cuvinte pe buze. Eu sunt creștin. A luat porecla aceasta și între timp porecla aceasta a devenit numele pe care îl poartă orice ucenic al Domnului nostru Isus Hristos. Ați vrea să fiți porecliți creștini? aș vrea mai mult decât să fiu poreclit creștin, aș vrea să fiu creștin autentic. Da? Dumnezeu să ne ajute la aceasta. O altă caracteristică a bisericii primare, biserica care crește este sensibilă la ce spune Duhul. Versetele 28 până la 30. Are loc acolo o profeție care anunță o foamete. Unul dintre ei, spune versetul 28, numită Hab, Agap, scuzați-mă, s-a sculat și a venit prin Duhul și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea. Și a fost, în adevăr, în zilele împăratului Claudius. Ucenicii au hotărât să trimită fiecare după puterea lui în ajutor fraților care locuiau în ideea, ceea ce au și făcut, și au trimis acest ajutor la prezbiter prin mâna lui Barnaba și a lui Saul. O foamete! Creștinii au foarte în serios ceea ce spune Dumnezeu și iau atât de în serios încât se pregătesc pentru a împlini această nevoie. Cunoaștem din surse extra-biblice că în vremea lui Claudius a fost o perioadă de ani succesivi în care nu a fost recoltă și Imperiul Roman a fost afectat. Ucenicii, ucenicii sunt sensibili față de oamenii care sunt în nevoie și a dat fiecare dintre ei după posibilitățile lui, după credința lui și au trimis ajutoare prin prezbit, la prezbiteri prin mâna lui Barnaba și Saul, pentru că i-au considerat oameni de încredere. Dacă vreți, este primul act caritabil pe care îl găsim în istoria bisericii, aici, în Antiohia. Marcel ne-a invitat și noi ca echipă am avut această discuție să fim și noi sensibili față de oamenii care sunt în nevoie de sinistrați. Vreau să vă mulțumesc pentru donațiile pe care le-ați făcut, care ne ajută, care ajută echipa care este acolo pe teren să fie o binecuvântare pentru familii. Dar este o provocare frumoasă, aș putea să spun, să facem un cadou de Crăciun pentru copiii din satele astea. Vă invit să vă luați copiii la cumpărături când vă duceți să pregătiți aceste cadouri. Învățați-i să dăruiască. Vă mai propun ceva, când se va merge în satele astea, copiii care pot, luați cu dumneavoastră. luați să vadă realitatea. Unii dintre copiii noștri cresc în puf. N-au nicio idee câte nevoi sunt în lumea asta. E foarte important să-i expunem la realitate, să vadă cât de greu o duc alți copii, să cultivăm în ei spiritul acesta de a fi uh, oameni care ajută, pentru că este un principiu pe care Biblia o spune când uzi pe alții, te uzi pe tine. Când binecuvântezi pe alții, ești tu binecuvântat. Dumneavoastră ați observat că oamenii zgârciți sunt săraci întotdeauna? Uitați-vă așa în lume, fiți critici de data asta. De obicei nu vândem la așa ceva. Fiți critici un pic așa și uitați-vă la oamenii zgârciți niciodată nu au. Tot timpul se plâng că nu au. Uitați-vă la oamenii generoși. Întotdeauna dau Dau cu bucurie și Dumnezeu îi binecuvântează. Ați văzut asta? Unii dintre dumneavoastră trebuie să experimentați asta în mod personal. Și vă invit, fiți generoși. Este o calitate a creștinilor. Aș vrea să concluzionez un pic ceea ce am spus, aducând povestea asta atât de frumoasă din faptele apostolilor la zilele noastre. Este o carte care se numește Dezvoltarea naturală a bisericii, descrisă de un neams, Cristian Șvarț care a studiat vreo mie de biserici contemporane din peste 32 de țări, din cinci continente, din diverse confesiuni religioase, biserici mari și mici, să vadă care este secretul unei biserici care crește, care se dezvoltă, care are influență. Și iată trăsăturile pe care el le vede la bisericile contemporane care cresc, și în timp ce o să le pun aici pe rând, gândiți-vă la biserica din Antiohia și vedeți câte dintre ele se găsesc acolo. Prima caracteristică, zice el, este conducerea care împuternicește. Conducerea în echipă, da? Conducerea n-a condus Barnaba de unul singur, la a căutat pe Saul și împreună cu el s-a investit acolo. A doua trăsătură. Slujirea orientată pe daruri. Barnaba a știut ce dar spiritual are, a știut că nu are darul învățării, dar a cunoscut pe unul care are darul acesta pe Saul și l-a adus alături de el. Fiecare slujește cu darurile pe care Dumnezeu i le-a dat. În al treilea rând, spune el, spiritualitate pasionată. Mâna Domnului era cu ei, da? Acolo unde mâna Domnului este prezentă, există pasiune pentru Domnul. Apoi, zice el, a patra trăsătură sunt structuri funcționale, nu doar o instituție, ci ceva care slujește oamenilor. Apoi, serviciu de închinare inspirator, grupe mici integratoare sau de ucenicie, evangelizarea orientată pe nevoi și relații bazate pe dragoste. Și el are o imagine foarte interesantă și aduce un butoi și zice, Imaginați-vă cele opt trăsături la care a făcut referire, că reprezintă fiecare câte o doagă. Mă rog, când spun asta, mi-amintesc de vorba că unul despre unii se spune că sunt într-o doagă. S-a auzit expresia asta, nu? Adică, dacă ai o singură doagă, nimic nu poate sta în butoiul ăsta, toată apa curge, da? Totul este în afară. Dar ce spuneți, Varce, este că nivelul cel mai de jos. Al unei trăsături de, a, a Bisericii este cel care stabilește cât de sus va urca Biserica. Cu alte cuvinte, o Biserică care crește este o Biserică unde toate trăsăturile astea cresc, se dezvoltă în mod armonios și Biserica în felul acesta împlinește voia lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă adresez pentru început o întrebare. Ai luat cumva în calcul Că până și circumstanțele neprielnice pot fi îngăduite de Dumnezeu în viața noastră sau în viața altora, ca în felul acesta Evanghelia să fie cunoscută. Te-ai gândit vreodată că poate tocmai o criză prin care tu sau altcineva trece, de fapt face parte dintr-un plan mai mare lui Dumnezeu și el este interesat de mântuirea oamenilor. Ne-am dus în multe din satele astea sinistrate, dar un loc unde avem aici o echipă de oameni frumoși care s-au dus și a investit este cu dalbi. I-au găsit pe oameni fără speranță, triști. După un timp au spus, fețele lor s-au schimbat pentru că i-au văzut pe creștini acolo. A venit o Echipă de credincioși din Cluj, printre mulți alții care au venit, că au venit din toată țara credincioși care să-i ajute pe, pe oamenii aceștia aflați în nevoie, au venit cu o bucătărie ambulantă și au așezat-o în curtea unui domn de acolo, din Cudalbi. Și au așezat și un cort, și-au gătit mâncare pentru săteni și pentru voluntarii care erau acolo și oamenii au venit zi de zi și-au mâncat. Și apoi de la ora 5 la ora 6, de la 17 la 18, în fiecare seară a fost un timp în care s-a cântat, s-au făcut rugăciuni și s-a predicat Evanghelia. Și în mijlocul acelui dezastru, pentru 5 săptămâni la rând, cred că dacă nu greșesc eu, sau aproximativ, în fiecare seară, sătenii au venit și au ascultat Evanghelia Domnului Isus Hristos. Acum două săptămâni, au fost câțiva aici cu, cu, noi la ziua mulțumirii. Fetele i au adus din, din Cudalp Și mi-a scris o doamnă, am fost în rai duminică. Wow! Și m-am gândit vreodată că cineva poate să gândească că participând la slujba, la slujba bisericii noastre are această percepție a unei realități spirituale. Deci am fost în rai duminică. Da, Acum ne pregătim să finalizăm clădirea uh, bisericii din Cudalbi, urmând ca, dacă Dumnezeu ne ajută, pe 8 decembrie să o inaugurăm. Și iată că un dezastru a frământat inimile oamenilor, le-a sensibilizat ca Evanghelia Domnului Isus Hristos să devină salvatoare și pentru sufletele lor. Eu nu știu în ce circunstanțe te găsești astăzi. S-ar putea să nu fie cele mai de dorit, dar dăm voie să spun că în acele circunstanțe este cineva care veghează asupra vieții tale și este interesat de sufletul tău. Este interesat de binele tău, nu doar vremelnic, ci binele tău veșnic. Ia în calcul lucrul acesta și înțelege că Dumnezeu este la lucru. Dar unii dintre dumneavoastră astăzi ați auzit încă o dată, sau poate pentru prima dată, Evanghelia Domnului Isus Hristos. Dragii mei, eu vreau să vă invit în această zi, veniți la Hristos. Pentru prima dată, ucenicilor din Antiochia li s-a dat numele de creștini. În general, lumea, necunoscând, numesc bisericile evanghelice și protestante din România pocăiți de ce se întâmplă lucrul ăsta? E foarte interesant că doar în partea asta a lumii, noi credincioși evanghelici, evanghelici, suntem numiți pocăiți. Știți de ce avem în general această percepție din partea lumii? Pentru că după primul război mondial, când în România protestanții de la acea vreme au început să predice Evanghelia, au predicat cuvintele lui Isus Hristos care spunea Împărăția cerurilor este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie și a chemat pe oameni să se pocăiască de păcatele lor. Și am zis, a, cei care cheamă, care citesc din Biblie și vorbesc despre Isus Hristos și cheamă pe oameni la pocăință, sunt pocăiți. Când mai târziu evanghelicii, în mod special, înainte și după cel de-al doilea război mondial, au continuat să predice Evanghelia, simplu au spus pocăiți. Dar, de fapt, termenul acesta nu există în Noul Testament. Există pocăință, și noi ca români am împrumutat multe, multe cuvinte religioase, în mod special, din limba slavonă. Și când slavonii au vrut oameni mai așa cu suflet, mai emoțional, nu neapărat că ceilalți n-au suflet, mai emoțional, mai corect spus, când au vrut să arate că omul trebuie să se întoarcă la Dumnezeu, au folosit, au creat cuvântul caiti, pe care noi îl traducem în limba română prin căință, a plânge, a, a te lamenta, a regreta, îți pare rău și pentru a sublinia că atunci când faci acest lucru, te să-l faci cu toată ființa, au așezat înaintea lui prefixul po, po, de unde noi avem po căință. Când realizezi că ai fost pe o cale greșită și ai umblat în fără de lege și în păcat și înțelegi dragostea lui Dumnezeu, vii la el și te căiești te regreți te întorci de acolo. Sigur că Biblia pe care noi avem n-a fost scrisă în limba slavonă, după cum știți, Noul Testament este scris în greacă. Și grecii care erau oamenii, ai gândiri, ai rațiuni, ai uh, foloseau mintea, da? Ei ei folosesc pentru pocăință un alt cuvânt, metanoia, schimbarea minții, noirea minții. Cu alte cuvinte ceea ce gândim este ceea ce facem eu vreau să te invit în, seara, în dimineața asta să vii la Hristos chiar dacă vei primi o poreclă. Chiar dacă unii te vor numi creștin în mod bagiocoritor sau poate neștiind ce înseamnă pocăința, îți vor spune pocăitule. Vreau să te invit să vii la Hristos. Sufletul tău are nevoie de mântuire, tu ai nevoie de Hristos. Numai El poate să-ți dea viață. Din moartea ta spirituală numai El te poate scoate. El te poate transforma. Spun asta cu toată convingerea, cu toată încredințarea și experimental, pentru că Hristos a făcut lucrul acesta în viața mea, slăvit să fie El. Și a făcut-o în viața multora pe care eu îi văd aici. Hristos o poate face și în viața ta. Hristos te iubește, Hristos a murit pentru tine la cruce, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. De aceea te chem în seara aceasta, în dimineața aceasta la El. Eu nu pot nici să-ți iert păcatele, nu pot să-ți mântuiesc sufletul, eu însumi am nevoie de Hristos, exact cum ai și tu. Dar știu cine este El și de aceea vreau să te invit la El. Și apoi, nu în cele din urmă, aș vrea să invit biserica noastră la a cultiva această dorință care cred eu că e după voia lui Dumnezeu, dorința aceea sfântă și curată, de a-L vedea pe Dumnezeu la lucru în biserica noastră. Tânjesc după ziua și zilele acelea când mii și mii de gălățeni îl vor cunoaște pe Hristos. Când prietenii noștri, când neamurile noastre, când colegii noștri vor afla viața veșnică. De asta suntem. Să știți că noi nu, noi nu mai existăm pentru noi înșine aici, în lumea aceasta. Dumnezeu ne-a dat un mandat de a-l reprezenta cu cinste, ca oamenii să-l poată cunoaște pe Domnul Isus Hristos. Invit aici echipa de la Audă și închinare și în timp ce ei vin, aș vrea să facem două rugăciuni în seara. În, dimine ah, în seara asta, dar cred că deja e seara pentru mine. Dar probabil că cei care sunt în partea bisericii noastre, știți că pentru mine zilele săptămânii, dimineața și seară, e o confuzie totală atunci când vorbesc pentru că mă focalizez pe altceva și chestiunile astea devin periferice și când nu mai dau atenție intru în povestea asta. Dar nu asta cred că este atât de important. Vreau să facem două rugăciuni. Prima rugăciune aș vrea să o facem pentru cei care în dimineața asta vor să facă pasul credinței și vor să spună Domnului Isus Hristos Doamne, am nevoie de Tine. Tu-mi cunoști viața, îmi știi umblarea, vin așa cum sunt înaintea ta și te rog, primește-mă și pe mine și mântuiește-mi Sufletul. Dacă ești în locul acesta și vrei să faci pasul acesta, aș vrea să vii aici în față să ne rugăm împreună.